Hei, salut, prieteni! În videoul ăsta o să vă arăt ce se întâmplă dacă nu mănânci nimic și bei doar apă timp de X zile, nu știu exact. Planul meu e să fac treaba asta măcar 5, ideal ar fi 7. Acum întrebarea e, de ce ai face așa ceva? Nu o să pretind că sunt expert, pentru că nu sunt, dar o să vorbesc din ce m-am documentat și eu până în momentul ăsta. De ce fac eu treaba asta? Pentru a slăbi. Chestia asta se numește water fasting. Fasting se referă la conceptul de a nu mânca nimic. Fasting. Și water fasting înseamnă că nu mănânci nimic, dar bei apă. Water fasting-ul are o grămadă de beneficii pe care le vei observa sau nu, pentru că lucrurile astea de dietă și de fitness sunt foarte diferite de la om la om și în primul rând vreau să înțelegeți că nu îndemn pe nimeni să facă așa ceva. În primul rând că trebuie să fii foarte sănătos, adică să nu ai niciun fel de problemă, să nu iei niciun fel de medicament. Corpul tău să fie capabil să reziste fără niciun fel de problemă la orice, fără medicamente, fără niciun fel de repercursiuni, să zicem. După cum știți, m-am apucat de slăbit acum vreo 2 luni și până acum am slăbit undeva peste 10 kg. Am început de la 111, iar acum sunt la 100,8. Astăzi când încep chestia asta, de fapt, nu am început-o chiar acum, am început-o aseară pe la 10, adică aseară pe la 10 a fost ultima masă pe care am băgat-o și în procesul ăsta o să folosesc cântarul ăsta pe care mi l-am luat noi de Black Friday. Este un Xiaomi Mi Scale sau Mi Body Scale, ceva de genul. Este un cântar inteligent care măsoară niște parametri alții decât greutatea. Hai să vedem de la cât încep. Încep așa, 100,8 greutatea, procentul de grăsime corporală este 28,4%, mușchi 68,4 kg. Astea sunt lucrurile de la care începem. Astea trei o să le urmăresc și să vedem ce se petrece săptămâna asta de băut doar apă. Care e procesul efectiv? Corpul își poate lua energia de care are nevoie să funcționeze din carbohidrați sau din grăsime. Trebuie să aibă una din astea două, dar sursa principală de energie sunt carbohidrații, pentru că în mare parte asta băgăm în noi. Problema este că băgăm prea mult în noi, prea mulți carbohidrați, de-aia ne și îngrășăm. Pe lângă foarte mult zahăr, care este în orice produs de pe raft, orice, și alcool care este la fel foarte nociv pentru forma fizică. În momentul în care corpul va consuma tot ce i-am dat eu pe parte de carbohidrați, la un moment dat va face trecerea pe grăsime. Grăsime care nu poate să o ia din nimic ce bag în gură și o ia din rezervele pe care le are corpul, și rezerve are. La mine sunt o grămadă de rezerve. O altă chestie, nu este atât de indicat să facă chestia asta oamenii care sunt foarte slabi. Adică cu cât e omul mai slab, cu cât are mai puțină grăsime, cu atât riscurile sunt mai mari și beneficiile mai mici. În cazul meu sunt convins că o să stau mult și bine nemâncat, că are de unde corpul să-și ia energia. Din ce m-am documentat și eu, foamea pe care o simt acum, pentru că chiar mi-e foame, este ora 11 și m-a apucat foamea, va trece undeva prin ziua 3 sau 4. Corpul se va obișnui cu noul regim de viață, să zicem, va începe să mănânce din grăsimea pe care o am depozitat și nu va mai fi foame. Fasting-ul ăsta, printre altele, mai ajută și la reglarea secreției de insulină, lucru foarte important, care este strâns legat de consumul de zahăr și strâns legat de senzația de foame și, bineînțeles, alte probleme, printre care diabet. Water fasting-ul nu e o chestie pe care poți să o faci non-stop de câte ori vrei tu. Trebuie, după o perioadă de fasting, să zicem o săptămână, două săptămâni, cât faci tu, să lași o perioadă să treacă și să hrănești corpul normal, pentru că e o chestie destul de agresivă și nu e ok să o faci foarte des. Problema este însă cu water fasting-ul, care are niște rezultate minunate la toți pe care am văzut, dar o să vedem și noi aici ce se întâmplă. Problema este ce bagi în gură, ce bagi în stomac după ce termin fastul. Pentru că dacă începi cu mâncăruri foarte grele și foarte bogate în carbohidrați, cartofi, pizza, burgeri, shawarme și tot felul de chestii nesănătoase sau pâine, paste, dulciuri, vei ajunge foarte repede înapoi la greutatea pe care o aveai, ba chiar vei da peste. Lucru foarte important este ce mănânci după aia și să rupi fastul foarte ușor, pentru că stomacul nu mai e obișnuit să digere. Trebuie să-l rupi foarte ușor cu supe, cu legume pasate și încet încet să treci către o dietă cu foarte puțin spre deloc carbohidrat. Chit că mergi pe ruta vegetariană, vegană, chit că mergi pe ruta carnivoră sau undeva între, ideea e să încerci să minimizezi consumul de carbohidrat. Și asta o să încerc să fac, o să vă arăt exact cu ce voi rupe fastul, când îl voi rupe și să vedem cât reușesc să țin chestia asta, pentru că deja mi-e foame. Încă o chestie importantă, din ce am înțeles, trebuie făcută mișcare în perioada asta ca să nu pierzi masă musculară. Dacă reușești să faci mișcare în fiecare zi,
nu vei pierde masă musculară. Știu că e contraintuitiv, dar corpul va reuși să schimbe consumul de energie de pe carbohidrați pe grăsime cât de repede și vei avea energie să faci mișcare. Nu trebuie făcută sală maxim cum faci de obicei, dar trebuie mișcare. Am înțeles câteva ore de mers, ore, nu știu cum să fac ore, dar poate reușesc să fac o oră de bandă la sală în fiecare zi. Să vedem ce se întâmplă. Și poate și un circuit așa cu toate grupele musculare, câte o serie de 10 repetări la fiecare grupă, cu greutate mică să țin cumva mușchii activi. Și o să vedem în kilogramele astea de grăsime pe care mi-a dă cântarul ce o să se întâmple. Cam atât, dacă aveți întrebări despre chestia asta, o să încerc să vă răspund la ele dacă știu, dacă nu, o să mă documentez și o să încerc totuși să vă răspund. Încă o dată, nu faceți chestia asta de capul vostru, încercați să vă documentați cât mai mult înainte, încercați să vorbiți cu un medic înainte, încercați să vedeți dacă este o chestie care vă va ajuta sau vă va face rău, pentru că este posibil în anumite cazuri să vă facă foarte mare rău chestia asta. Sunt o grămadă de medici, o grămadă de nutriționiști cu care puteți sta de vorbă și care vă pot monitoriza pe perioada asta dacă e o chestie pe care vreți să o faceți. Și orice în domeniul ăsta de dietă și fitness, orice trebuie încercat pe corpul tău, luând în considerare că este un lucru safe, trebuie încercat, văzut dacă merge. S-ar putea la mine să meargă, s-ar putea la altcineva să nu meargă, deci lucrurile astea trebuie să încercat. Cam atât. Ne vedem pe parcursul săptămânii cu update-uri să vă spun exact cum mă simt și cât de greu sau ușor îmi e să trec peste foame. Și am terminat prima zi, am undeva la 24 de ore, 26 de ore de nemâncat. M-am descurcat foarte bine astăzi, am avut vreo două momente așa în zi în care mi s-a făcut foame, dar mi s-a făcut foame cred că vreo 10-15 minute și cam atât după aia mi-a trecut. Deocamdată sunt bine, nu o să am probleme în a mă culca de foame. Să vedem cum o fi mâine, am înțeles că a doua zi e cea mai nașpa. Bună dimineața! Din ce am aflat, a doua zi ce ar trebui să fie cea mai nașpa. Dar momentan eu mă simt foarte bine. Cred că m-a ajutat super mult că am făcut intermittent fasting înainte, o perioadă foarte lungă să zicem. De obicei mâncam în jur de 1-2 prima oară într-o zi și până în momentul ăsta nu mi-e foame deloc. Și acum că stau să mă gândesc, ieri am avut perioadele alea de foame exact în momentul în care mâncam înainte. Deci până acum sunt ok. Hai să vedem ce zice cântarul față de ieri. Și ieri am impresia că în a doua zi n-am filmat nimic, asta este a treia zi. Problema cea mai mare pe care o am eu, pentru că nu mi-e foame. Foame mie așa, cred că vreo 10 minute pe zi până acum. Lumea zice că până acum ar trebui să-mi fie foame și abia acum, din a treia zi sau a patra zi, să nu mai fie foame. Dar mie nu prea mi-a fost foame, asta 2-3 zile nu mi-a fost foame. Problema pe care mi-a este că mă plictisesc extraordinar de tare. Am realizat cât de mult din viața mea și din viața noastră se învârte, da, se învârte în jurul actului de a mânca sau a mâncării. Că astăzi este liber, este o zi liberă astăzi și Ana e acasă și ce să facem, ce să facem? E primul lucru care îți vine în minte, hai să mâncăm ceva, hai să bem o cafea, hai să bem un suc, hai să ieșim afară să mâncăm. Și eu, pentru că nu pot să mănânc, dar ideea e că m-am plictisit foarte tare de apă și de cafea, pentru că cafea o beau black, dar o chestie nasoală pentru tot video-ul ăsta și pentru ce vreau să fac este că am impresia că m-a luat un pic răceala. Mă simt așa un pic slăbit, mă simt așa bătut pe la mâini pe aici, deși ieri la sală n-am făcut mare lucru, am doar așa câteva serii ca să pun mușchi în mișcare. Și am luat niște vitamine, am luat niște... Nu, vitamine, atât am luat. O pastilă de aia de vitamine care se poate lua. Adică chestia asta trebuie să o faci, dacă o faci, trebuie să o faci cât de strictă vrei tu. În mod normal, poate cineva nu vrea să bea nici cafea, vrea să bea doar apă și atât. Dar acum mi-am pus o propolis cu vitamina C, ceva de genul ăsta. Cu apă, pentru că m-am uitat la ingrediente și n-are nimic. Are vitamina C, tinctură de propolis și cam atât. Echinacea și cam atât. Și vreau să zic că este absolut senzațională după ce n-ai mâncat 3 zile nimic. Orice e diferit e super tare, adică are un gust super bun și îmi schimbă foarte mult starea și gura și gâtul și stomacul tot. Mă simt așa ca și când aș fi mâncat ceva. Deși n-am mâncat și problema e că nu mi-e foame. Problema e că m-am plictisit și vreau să gust și eu ceva, orice. Să gust și eu ceva. Vorbeam cu Ana mai devreme. Aș mânca o pizza mare așa, astăzi. O pizza mare. Dar vreau să mănânci. Nu. Și am gustat și eu chestia asta de vitamina C și nu e atât de bună. E super bună. O savurez așa câte puțin, câte puțin să... Să mă țină, pentru că nu pot să iei foarte multă vitamina C. Da. Care aproape 1000 de miligrame de vitamina C și am zis că nu pot să iei mai mult de 1000
Mă rog, probabil că poți, dar nu e ok. Da, astăzi n-am fost la sală până acum și m-am cântărit, am 99 sau 99,1? Nu mai știu, vezi în aplicație. Am impresia că 99, o să mă mai cântăresc o dată și o să vă pun pe ecran aici. Nu e așa de mare progresul ca ieri, nu știu exact de ce, dar poate dacă fac ceva mișcare astăzi și mă cântăresc mai pe seară o să fie lucruri diferite sau mai bine o las așa și mă cântăresc direct mâine dimineață să văd ce se întâmplă. În seara asta se fac 72 de ore? Da. Da, în seara asta se fac 72 de ore, deci 3 zile. 3 zile din țelul meu de măcar 5. Am trecut de jumătate, să vedem ce se întâmplă de acum încolo. Ideea e că am trecut sub 100. Acum, chiar, nu știu, s-ar putea că dacă sunt îmbrăcat cu blugi și cu un hanorac să fiu peste 100 încă. Asta este primul meu țel, să cu orice aș fi îmbrăcat să nu mai dau peste 100. Cu geacă, cu Adidas, cu tot să fiu sub 100. Ziua numărul 4 și este din ce în ce mai greu. Din câte am citit și din toți oamenii care au făcut treaba asta, niciunul n-a zis că e din ce în ce mai greu. Au zis că e greu primele 2, maxim 3 zile. Și apoi e super simplu și ușor. Însă problema mare pe care o am eu cu chestia asta și de aia nu știu exact cât de eficientă va fi chestia asta pe care o fac eu, este pentru că am impresia că m-a luat o răceală. Mă simt așa, nu știu, slăbit, gâtul mi-e un pic, parcă vrea să ceva și atunci nu știu, să... Și s-au terminat cele 5 zile, a fost... Foarte, foarte greu, abia aștept să mănânc. A fost una dintre cele mai grele chestii pe care a trebuit să le fac vreodată și problema e că a devenit din ce în ce mai grea. Nu sunt suficient de puternic mental să pot să mai rezist încă 2 zile să fac 7, așa că o să închei chestia asta la 5 zile, dar haideți să vedem ce am rezolvat perioada asta și apoi o să vă explic cum a fost și ce aș face diferit. Acum sunt la 96,7. Și am început la 100,8, deci am dat 4 kg jos. Eu știam că trebuie să dau undeva la 1 pe zi, deci 5, dar ceva s-a întâmplat, mă gândesc că poate și răceala, cine știe. Am început de la procent grăsime corporală 28,3 și am ajuns la 27, deci am dat 1,3% în jos procent de grăsime. Visceral fat, care este grăsimea de pe organe, am dat-o de la 11 la 10, ceea ce este foarte interesant, pentru că 10 este cumva la limita maximă a normalului. Nu știu exact ce înseamnă, asta este scara pe care măsoară aplicația asta și cântarul. Din păcate ceva nu am făcut bine, iar mușchii au ajuns de la 68,4 kg la 66,9, 1,5 kg de mușchi, dar nici nu am fost la sală cum ar fi trebuit în fiecare zi, cum mi-am propus. Asta s-a întâmplat să nu se poată, poate de-aia am slăbit și din mușchi, dar se vede o diferență foarte mare, am slăbit foarte multă grăsime, se vede în pozele dinainte și după. După cum v-am mai spus și la început, chestia asta se face doar o dată la destul de mult timp, nu poți să o faci non-stop, nu e o chestie, nu e o dietă minune prin care poți slăbi în niciun caz, ci mai mult este un reset dat organismului. Foarte important este ce mănânci după, pentru că dacă te reîntorci la stilul tău de viață normal, vei pune înapoi kilogramele pe care le-ai pierdut imediat. Dar, având în vedere că eu am făcut intermittent fasting înainte vreo lună jumate, două, și am renunțat la carbohidrați, și am renunțat la zahăr, și am renunțat la alcool, și mi-am restrâns cumva fereastra de mâncat la 5-6 ore, mi-a fost și mai simplu să rezist senzației de foame. Problema e că de acum încolo o să încep să mănânc ca și până acum, să zicem, dar un pic mai drastic. Mi-a făcut Horia un meniu ca să pot să intru în perioada asta de după fasting bine și să păstrez kilogramele pierdute, să nu le pun înapoi. O să măresc doza de proteine, o să intensific un pic sala, o să scad mai mult procentul de carbohidrați pe care îi mănânc în fiecare zi. O să rămân în continuare în deficit caloric, adică o să mănânc cam cu 500-800 de calorii mai puțin decât mi-ar trebui mie în fiecare zi, având grijă să-mi iau toate fibrele și toate vitaminele și mineralele de care am nevoie. O să vă mai fac un update în vlogurile ce urmează ca să vedem dacă scăderea asta în greutate rămâne sau nu. Eu sper că da și voi munci foarte tare să rămână. Voi avea grijă la ceea ce mănânc și mă voi antrena suficient de mult ca să rămână chestia asta. Din nou, dacă n-ați reținut, uitați-vă la prima parte a videoului. Nu e o chestie pe care o recomand nimănui, e o chestie care poate fi periculoasă făcută greșit. Ceea ce aș fi făcut eu diferit este aș fi mâncat cu o săptămână înainte de fasting lucruri mai moi. Supe, legume pasate, ca să îi dau corpului un timp mai mare să elimine tot ce are de eliminat, chestii nasoale, ca apoi când încep fasting-ul să încep cu progres maxim.
cel mai mare progres l-am văzut între a 3-a și a 4-a zi, nu știu exact de ce, dar am văzut un progres foarte mare acolo. Deocamdată sunt la aproximativ 14 kg slăbite față de momentul la care m-am apucat și o să vă țin în continuare la curent. Sper că v-a fost util video ăsta, sper că ați înțeles exact ce este și ce poate face water fasting-ul și că este o chestie foarte grea din punct de vedere mental. Corpul este capabil să facă chestia asta dacă începi fiind sănătos, dar mental trebuie să fii foarte puternic ca să poți să nu mănânci atâta timp și să bei numai apă. Dacă aveți ceva întrebări, lăsați-mi-le în comentarii și o să discutăm exact acolo. Dacă nu ați înțeles ceva, o să vă mai spun încă o dată. Dacă vreți să vă apucați de treaba asta, lăsați-mi un mesaj și o să vorbim un pic dacă, să zicem că nu vreți să vorbiți cu un medic cum ar trebui. Eu mi-am făcut analizele înainte, știam că sunt sănătos, nu am probleme de sănătate, nu iau niciun fel de medicamente și atunci chestia asta a fost fără niciun risc. Dar cam atât pentru astăzi. O să vă arăt acum un clip pe care vreau să-l filmez la mama când mănânc pentru prima oară. Am comandat de ieri chiar o supă cu legume. Prima masă după 5 zile de nemâncat. Frumos, supă. Ana mănâncă niște omletă, dar mănânc supă cu morcov, țelină, cartofi, ce mai fi pe aici, pisate frumos. Cum e să mănânci? Și mie nu-mi plac ciorbele și supele, dar asta e senzațional. După 5 zile de nemâncat e super tare. Cam asta a fost, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă nu s-a făcut deja, să lăsați un like dacă vă place ceea ce fac. Stați cert să vă vadă și prietenii voștri și ne vedem mâine. Pa!